Da, mă cam doar mici la un bispo aici. Eu am înțepenit, nu mai. În spate nu mai simt nimic. În față încă mai pot să vorbesc. Am venit astăzi aici și am văzut din nou mașina de zgomot, afară. Și din nou m-am întrebat, cine sunt ei și cine suntem noi? Iar răspunsul cred că este unul cât se poate de clar. Ei fac zgomot, noi construim. Noi guvernăm, guvernăm bine. Până la urmă, n-am înțeles ce a fost afară când am intrat. Cei cu vuvuzelele am înțeles până la urmă că erau ai noștri. Fraților, nici nu mai contează. Avem înscriși pentru postul de președinte al PSD Dâmbovița pe doamna Romana Plumb. O supun la vot. Cine este pentru Romana Plumb? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Doamna Romana Plumb este nou președinte al PSD Dâmbovița. Felicitări! Liviu Dragnea este cel care ține Partidul Unit. Liviu Dragnea este cel care a adus cele mai importante victorii pentru România și pentru PSD. Liviu Dragnea este cel care și-a asumat dezvoltarea României, aducerea de bunăstare, de prosperitate. Dâmbovița, vom câștiga aceste alegeri toate împreună, pentru că avem o susținere de la un lider cu viziune și acesta este președintele PSD, Liviu Dragnea. Eu nu știu pe ce loc va decide Comitetul Executiv Național să fie Romana Plumb pe lista de europarlamentare. Dar eu o voi propune pe primul loc. M-am luptat în toate campaniile electorale să am și eu un președinte, nu al meu, al nostru. Am pierdut împreună cu domnul Joană, am pierdut cu domnul Victor Ponta, dați-ne, domnule președinte, un viitor candidată președinte al României pentru care să ne batem și să câștigăm alegerile. Gândiți-vă dumneavoastră cum credeți că e mai bine pentru poporul român. Domnule președinte, vă cerem să candidați la președinția României. Dumneavoastră ați făcut și ați muncit pentru români. Drept pentru care aveți încredere în români, candidați și vom câștiga toți. România va câștiga. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea gândul cel bun. Mulțumesc din suflet! Domnul Dragnea trebuie să știe că noi cetățenii nu acceptăm să fim conduși de un pușcăriaș. Are condamnare, executare, dar văd că o prelungește. De ce vorbești că e cu executare? Ia spune. Păi de ce vorbești, mă? Hai, domnule, nu e... Bă, cu executare, aia e cu suspendare. Nu e cu executare, vorbești? De ce vorbești? În primă instanță, domnule. Da? Ce în primă instanță? În primă instanță cu executare. La 3 ani jumate. Nu înțelegi nimic. Nimic nu înțelegi.
înțeleg, mai tare. Vorbești prostie așa fără să-ți dai seama. Păi de ce vorbești, bă? De ce o ai rămas? De ce-ați vrea? De ce mă încălzi la fără? Noi venim din propria inițiativă. Ei nu vin. Au scos 200 de elevi de azi din școli. De ce? E mai rău ca pe Nicolae Ceaușescu. Este mai rău ca pe Nicolae Ceaușescu. Asta e să susții sau așa? Da, vei să susții. Cum ce să susții? Mă zic partidul PSD, pentru că îmi place. Îmi place partidul PSD. De mic, copil mi-a plăcut. Și cum ați venit aici? Prin universitate? Da, prin universitatea Valahului. Adică s-a anunțat sau? S-a anunțat. Ce v-au zis? Păi, la părere, să venim să fim partidul. La cursul sau? Nu. Păi ne-a anunțat că o să fie o reprezentație la PSD-ul în ceva. Și am zis să vin să văd ce se întâmplă, pentru că nu e ok. Adică am înțeles că o să vină Dragnea și chiar sunt curios să văd ce o să spună el. M-a chemat prietena mea. Mai mult să țin de urmă. Să susțin pe Dragnea. Da. De ce? Nu, că de obicei tinerii nu prea sunt electoratul PSD. Eu sunt. Păi ce se întâmplă, fraților? Păi să mai avem vreo altă șansă în România? Să mai avem vreo fabrică care să se bată cu alte fabrici din Europa? Nu! Sunt rău pentru că vreau asta. Trebuie să fiu omorât, trebuie să fiu la pușcărie pentru că vreau asta. Vă spun ceva. Nu am de gând să cedez un milimetru. Indiferent ce mi se întâmplă, vreau să mi se întâmple stând în picioare. Partidul ăsta este mult prea puternic față de cum credați. Am mărit de multe ori, pe scris ce să mai zic.